că în ultimii ani nu am avut o astfel de situație în Timiș. Vă imaginați ce se întâmplă sau se întâmpla dacă și noi, cu aceleași metode, eu zic, absolut neprofesioniste în politică, am fi blocat tot timpul bugetul județului, unde noi suntem opoziție. Deci nu răspundem și nu practicăm același fel de politică. Cetățenii care au trimis pe acești consilieri în municipiu sau în județ, consideră că în momentul în care intri în acea sală de consiliu, tu ești un administrator al municipiului sau județului, nu un politician care ești rotit de o cheiță. Și brusc, 12 consilieri hotărăsc că astăzi nu ne place bugetul. Deci asta, din păcate, nu mai înseamnă o deschidere spre cetățean. Înseamnă o bătaie de joc pentru cetățean. Faptul că s-a rezolvat acest lucru ne-a dat și nouă această temă și mărim puțin dorința noastră de a câștiga Timișoara mai bine decât dacă nu eram așa destul de motivați. Așa cum l-am criticat pe domnul Traian Stoia într-o perioadă în care am considerat că dânsul n-a fost corect în exercitarea funcției de viceprimar și, din păcate, a fost supus atunci la diverse influențe negative la care a cedat, eu am tăria să spun, și nu e prima dată când o fac, că de multă vreme încoace, domnul viceprimar Traian Stoia se comportă foarte responsabil în funcția de viceprimar și își onorează poziția pe care o ocupă. Iată, este un PSD-ist pe care îl vorbesc de bine pentru că am motive să o fac. Dar de când a spus domnul Stoia atât de... Dar eu v-am mai spus și altă dată că domnul Stoia nu a mai făcut lucruri care să mă deranjeze, lucruri prin care să-și arate lipsa de loialitate față de echipa din care face parte. V-am mai spus și alte ori că i-am dat diverse sarcini punctuale și s-a achitat de ele și acum nu pot decât să îl laud încă o dată pentru faptul că a avut tăria să voteze împotriva sarcinilor primite de la partid, să voteze pentru Timișoara. A votat bugetul. La fel îi mulțumesc și îl laud și pe domnul Flavius Boncea, care și el a înțeles că nu ne putem juca așa cu bugetul Timișoarei, numai că ne șoptește cineva, hai să creăm încurcături administrației, hai să boicotăm. Ceilalți sunt consilieri, cum am spus eu, consilieri independenți de interesele Timișoarei și timișorenilor. Dacă au o independență altfel, ei sunt dependenți, că au primit sarcini să fie împotrivă. Să nu spună că sunt consilieri independenți. Au o independență, într-adevăr, dar o independență de interesele Timișoarei și de interesele timișorenilor. Astfel de oameni trebuie scoși din astfel de poziții. Și votul timișorenilor îi va scoate anul acesta, sunt convins. Numărătoarea inversă s-a pornit. Nu știu câte ședințe de Consiliu Local mai avem, să zicem 5, că mai multe nu cred că o să fie. Deci 5, 4, 3, 2, 1, 0 și și-au terminat experiența de consilieri locale, acești oameni. Pot să încerce... Pe cea, două a avut, pe cele pe care, cele două secretare pe care le-am luat, nu le-am dat înapoi, pentru că ele fac alte munci decât cele de secretariat în primărie, sunt foarte necesare, nu numai utile, în direcția tehnică, de unde de fapt erau detașate la secretariatul cabinetului domnului viceprimar. Dar i-am spus domnului viceprimar că oricând putem să facem o angajare, dacă dorește o secretară, pentru că merită să aibă o secretară. I-am spus că inclusiv putem din interior, dacă identificăm o persoană care poate fi detașată, să o aducem acolo, dar cele două chiar sunt integrate în responsabilități importante la direcția tehnică și nu putem să le dislocăm de acolo. Ei, dânsul a spus că se descurcă deocamdată, dar că apreciază
propunerea pe care am făcut-o și dacă va considera că este cazul, o să vină să îmi ceară să o și materializăm. De la mine, uite, o spun public, toată deschiderea. În ce postură? Păi, de viceprimar n-avem cum, că noi suntem Partidul Național Liberal și vă dați seama, noi ne propunem să avem nu 14 voturi, ci în 18 voturi în Consiliul Local și vom desemna 2 viceprimari din Partidul Național Liberal. Dacă domnul Traian Stoia va fi consilier local și va avea aceeași atitudine din partea PSD și va avea aceeași atitudine constructivă oricând va fi un bun colaborator. Eu am avut totală deschidere, ați văzut, inclusiv în timpul ședinței. Dar înainte de aceea le-am spus, fraților, veniți cu amendamente, veniți cu propuneri de îmbunătățire a proiectului de buget. Noi nu suntem absurzi. Avem toată deschiderea. Ei n-au vrut o îmbunătățire a proiectului de buget. Ei au vrut un boicot al bugetului Timișoarei și dumneavoastră sunteți cu toții oameni cu obiectivitatea de a aprecia ce s-a întâmplat și sunt convins că n-ați putut ajunge la o altă concluzie decât am ajuns eu. A fost un boicot evident.